Salutare prieteni, salutare dragi abonați, bine v-am regăsit pe canalul meu. Dacă vă era dor de încă o partidă, iată că sunt din nou pe malul apei și s-a și pus ploaia. Sper să fie cu bogăție ploaia. Vedem ce va urma, dacă nu voi face o mică pauză. N-am să vă mai plictisesc cu monturi, sunt aceleași binecunoscute monturi la feeder. Metod de 30 de grame, forfac de 7 cm, 7 cm și jumătate, cârlig de 14, deci aceleași feedere. Nada pe care o folosesc astăzi este o nadă de la Benzar pentru crap și caras. Da, va mai trebui puțin umectată, a tras destul apă. Plus binecunoscuta mea nadă, nada Home, cum v-am obișnuit, nu lipsește de la nicio partidă. Vedem dacă se va opri puțin ploaia, dacă nu, vom face o mică pauză, vedem ce se întâmplă și revenim. La cârlig voi folosi acest wafters de orange cu ciocolată de la Traco. Imediat am să vi-l și arăt. Și cam asta este de început. Am apucat, am sondat undeva, să zic, în 30-35 de metri maxim. Vedem ce se întâmplă. Revenim, fraților, țineți aproape un like, un subscribe și să revenim cu pește. S-a liniștit și ploaia. Sper să o țină, să o țină tot așa. Este fix 6 și 6 minute. Am început partida. Voi sta și la noapte, vedem ce voi reuși. Am schimbat puțin locul. Aici nu este curent. Voi folosi mai puțin nada Home. Voi folosi nada de la Benzar pentru crap și caras. Vedem ce va intra. Sper să intre și frumos, stăcios ceva. Revin când voi avea și prima trăsătură. Primul drill. Țineți aproape. Incredibil. Am intrat și în primul drill. În 5 minute am intrat în drill, fraților. Haideți să vedem ce am prins. Haideți să vedem ce avem la capăt. Sper să fie ceva frumos. Vom lua minciugul ca să nu ne chinim. O plăticuță frumoasă. Eram la mașină, vreau să-mi pregătesc un suport ca să pot să-mi pun lanterna pentru la noapte. Ia uite, fraților. Prima plătică în 5 minute a și sosit. Deci prima venită. Mă băga la juvelnic. Vedem ce vom reuși să strângem. Sper să fie o partidă productivă. Revenim. Haideți că am revenit cu trăsătura. Uitați. Cea din stânga. Am scos să prind cu dumneavoastră trăsătura. Ăla este. Haideți să vedem, fraților. Este în cârlig, sper să fie și juvelnic. Lanseta aș face foarte, foarte bine treaba. Nu voi mai folosi minciogul, plătică superbă, superbă. Băgăm la juvelnic. Este a doua care intră în capcana noastră. Sper să fie cât mai mult. Este 6.35, 7 fără 25 și deja am 2 pești capturați. Și se pare că vine și al treilea. La cea din stânga. Hop, 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 hop. A venit trăsătura, ia uitați-o, fraților, deci rupe vârful, e în stare să rupă vârful. Să dă puțin zoom. Ia uitați ce trage. Chiar îmi place foarte, foarte mult că reușesc să prind din asta astfel de trăsături. Îl voi mai lăsa stragoată și îl voi captura. Am prins o plătică, fraților. Ia uitați, din păcate n-am putut să dau drumul la filmare fiindcă vorbeam la telefon. O plotică superbă. Deci talia văd că crește. Da? Deci este al treilea pește. Haideți să băgăm la juvelnic și vedem ce reușim. Haideți că am mai făcut rost de o trăsătură. La cea din stânga. Ce trebuia să-l înțep? A venit, fraților, a venit și drill-ul,
Haide să vedem că am prins ceva sau doar iarbă. Se pare că, de data asta nu l-am prins. A? Ba da, ba da, este, este. Hai să vedem dacă putem să luăm cu minciugul ca să nu mai riscăm. Este o plătică, da. Nu avem ce să, să reținem. Imediat și la cea din stânga. Și la cea din stânga, fraților. Deci un dublu drill. Hai să vedem ce aduce acest drill. Din păcate nu pot, a, gata, am scos. Nu puteam folosi minciogul pentru că era rămusese. Da, o plătică. Gata, gata, gata. Deci orin și cioco, ori portocala și ciocolata își face treaba pe deplin. Hai, hai să revenim, fraților, hai să, că n-am nicio lansetă pe, în apă. Revenim. Văd că peștele răspunde, răspunde destul de bine. Să nu vă inducă în eroare acel suport albastru. Am să las ceva mai jos. Am improvizat ca să poată să am lumină la vârful, să nu mai stau cu starleți. Foarte, foarte obositor. Lumea este distrată pe mal. Da? Se distrează. Grătare, muzică. Este frumos, fraților, pe sălbatic. Asta este toată senzația pe sălbatic. Nu se compară cu absolut nimic. Absolut nimic. Priviți vârful din stânga. Ăla este. Haide să... Aoleu, trage și la asta din dreapta zâna. Sper să nu le fie agățat. Nu, no, nu, no, las. Pe ora am agățat-o. Dacă tot curge apa, să duce stânga-dreapta. Aba, nu! Aoleu, haide să luăm minciogul repede. Trage și la cea din dreapta. Nu pot să cred. Din nou un dublu drill, dublu drill. Și este și un caras. Urși, 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 urși. Primul caras. Ceva frumos. S-a și dezgățat la fix. Oh, sper să mai revină carașii. Noi de fapt asta urmărim, carașii, dacă nu chiar și un mustăcios. Haideți să facem și o poză cu el. Revenim. A trecut o oră și 5 minute și 6 minute de la începerea partidei. Deja am capturat 6-7 pești, un caras, o 6 plătici. Deci până la sara întunericului sper să mai, să mai prindem ceva. Deocamdată în stânga și în dreapta puțină liniște cu peștele. Nu foarte multă lume prinde. Ala a venit, a venit și drill-ul frumos. Hai să vedem ce avem. Din păcate, o plătică mică care o salvăm. Urși, 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 urși. Da. Mare grijă să nu vă înțepați ca mine cu cârligul. Haideți să o eliberăm. Fugi, a fugit. Încă o lansare, încă o provocare. Haideți să facem lansare împreună. Asta e, fraților. Haideți să așteptăm acum și trăsătura, să vedem dacă vine ceva. Din păcate curge apa din nou. Deci nu putem scăpa de problema asta, dar ne descurcăm. Nu este problema. Deja pe cea din stânga văd că s-a depus, s-a strâns o iarbă, a venit o iarbă.
Am intrat în drill, într-un nou drill, frate, nu? Au început din nou trăsăturile, dacă m-am ocupat de el, cum l-am lăsat un pic, cum... Gata, nu mai. Am riscat puțin ca să nu... M-am mai așteptat după mincioc, dar... Ia uitați. O cărjancă frumoasă, un cărpător. Nu puteți, fraților. Adevărat. La mincioc cu ea, acolo, da? Și revenim. Încă o acțiune. Încă o acțiune frumușică. Haideți să vedem. Nu știu de ce au scăzut talia peștilor. Ceva s-a întâmplat cu peștii mărât pe vad. Asta se întâmplă când întrerupe activitate. A fost o trăsătură, iar nu eram atent, eram la mașină să mă îmbrac. Dar o plătică frumos. Ușor, ușor se lasă întunericul, fraților, este ora 8, 9 fără 20 aproape. Am mai reușit să capturez câțiva pești între timp. Am undeva la vreo 12-13 pești. Una peste alta, oricum, este ok până acum. Pe cea din stânga o tot, am un metod de 30 de grame și o tot e apa. La cea din dreapta am un metod de 40, e ceva mai greu și parcă stă mai stabil. Mai în același loc. Haideți că am intrat în acțiune, în acțiune, fraților. Hai să vedem ce avem în cârlig. Sper să nu fie iarba, doar iarba. Aoleu, aoleu, aoleu. Icre de pește, fraților. Stați un pic să las telefonul mai jos. Icre de pește. După mult timp am mai intrat și într-un drill, fraților, într-o acțiune. Hai să vedem ce avem. Ușor. După ceva pauză. O plătică. Plătică destul de frumoasă. Haideți cu ea la juvenic și cu asta. Din păcate, fraților, peștii nu mai vor să răspundă de niciun fel. Este 12 fără 5. Da, v-am zis, n-au mai fost prezentări, n-au mai fost trăsături, n-au mai fost absolut nimic. Am să vă arăt și capturile. Cam astea sunt capturile. Caras destul de frumos. Un caras foarte curat. Da? Un caras de old foarte, foarte sănătos. Încă o plătică frumoasă. O plătică la fel de sănătoasă. Cam atât, prieteni, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și în această partidă. Nu uitați de like, de subscribe și pescar de feeder vă salută și vă urează o seară liniștită.